viață, nu-i așa? Bun, și lista de la europarlamentare este una cât de cât definitivată, pentru că și aici poate că mai e loc de vreo negociere, pentru că ședința coaliției de astăzi a fost decisă capul listei pentru alegerile europarlamentare, potrivit surselor politice, cum spuneam, pentru că încă mai e loc de negociere, poate, PSD și PNL au decis să-i ofere primul loc pe listă lui Mihai Tudose, fapt care nu deranjează niciuna dintre părți, după cum a dat asigurări chiar prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, înainte de întrunire. Există în cele două partide resursă suficientă, oameni cu experiență, oameni cu credibilitate la nivel european și cred că nu este cazul să apelăm la cineva din afara celor două mari partide. Deci vom decide astăzi, după ora 11, când ne vom reuni într-o ședință de coaliție, câteva chestiuni importante. Una dintre ele este dacă mergem pe liste așa cum au fost ele votate la PNL, 10 persoane eligibile, eu pe primul loc, Dan Motreanu locul 2, locul 3, doamna Dina Vălea în locul 4, domnul Buda și așa mai departe. Ori mergem cu ordinea votată deja, practic, eu primul loc, dincolo Mihai Tudose pe primul loc, urmat de doamna Firea, de domnul Dâncu, Negrescu, Grapini și așa mai departe. Dacă mergem pe ceea ce s-a stabilit, atunci sigur că locul 2 era pe lista comună domnul Tudose, eu eram pe locul 3, domnia sa va urca pe locul 1. Probabil, așa cum simt eu lucrurile, liderii partidelor, cei 11 participați la Consiliul de Coordonare, vor merge pe ordinea prestabilită deja și practic vom urca fiecare cu câte o poziție. Și revenim așadar la discuție. A rămas candidatul care să deschidă lista, domnul Tudose, dacă, bineînțeles, nu vor mai apărea niște discuții și probabil aceasta va fi formula finală, sau cine știe, mai sunt și aici niște neînțelegeri. Erau într-adevăr niște informații pe surse cum că nu le-a convenit celor de la PNL că lista este deschisă de un social-democrat, dar probabil că aici e o chestiune de nuanță mai degrabă. Cum zicea domnul Ciolacu, când au anunțat marea construcție, țineți minte, conferința de presă comună cu domnul Ciucă, iar erau adunați ca la nuntă sau parastas fiecare, după cum ce-a văzut acolo, ce spunea că lista va fi condusă de o doamnă social-democrată cu meserie liberală sau liberală cu meserie social-democrată. N-am știut niciodată ce înseamnă meserie social-democrată, dar trecem peste asta. Deci să înțeleg că doamna independentă cu meserie de care o fi fost ea s-a dat de 3 ori peste cap, are 1,80, vorbește cu voce foarte groasă și are niște riduri pe frunte și e și fost premiera României, dar nu doamna Dăncilă. Cam asta s-a ales din proiectul extraordinar al independentei din fruntea listei comune europarlamentare, condusă acum de domnul Tudose. Din punctul meu de vedere, este o chestiune de normalitate mai degrabă ceea ce se întâmplă acum. Povestea aceea cu doamna Chiriac plasată în fruntea listei, așa moț, venită de niciunde, pusă acolo, doamna Chiriac, din ce știu eu, din informațiile care există pe surse, habar n-a avut că trebuie să se înscrie într-un partid, nu i-a spus nimeni acest lucru, deci nu putea candida fără să fie înscris într-un din cele două partide. Asta e regula jocului, nu poți fi independentă pe listele de partid. Când a aflat lucrul ăsta, aoleu. Deci totul a fost un amatorism îngrozitor și o mișcare pe care n-am înțeles-o nici pe fond, pentru că doamna Chiriac nu avea niciun fel de tracțiune electorală pentru niciunul dintre partide. Nu era un personaj cunoscut, cum, mă rog, să zicem, acum 5 ani, nu, Rareș Bogdan l-am pus în fruntea listei, persoană cu mare notorietate și popularitate. Să fie acolo ca să nu se supere nici liberal, nici social-democrații. Până la urmă văd că nu s-au supărat și oferta din acest moment, da, este o listă de partid. De partide. Da. Ne place, nu ne place, o votăm, nu o votăm, o respingem, o criticăm. Nu spun eu nimănui cum trebuie să se raporteze la ea, fiecare se raportează cum dorește. Ceea ce spun este că e mult mai normală această listă decât ciudățenia care era înainte, cu deschiderea absolut stranie și absolut nejustificată în punct de vedere politic. Ok, acum avem o listă cu două partide, ok, fiecare face cum crede de cuvință, având-o în față. Și tot